Despre sănătate cu Simona Dragomir. Să rămână bună dimineața. Neața, neața, bună dimineața, sănătate. Ce ne-a adus? Ceva de sezon? De sezon, mă gândeam să vorbim despre îngrijirea inimii acum iarna, când temperaturile sunt atât de scăzute, pentru că frigul, gerul, vântul determină un anumit disconfort celor cu afecțiuni cardiovasculare și pot apărea chiar complicații. Apoi, iarna, parcă simțim cu toții nevoia să mâncăm mai multe grăsimi, consumăm poate ceva mai mult alcool, ne mișcăm mai puțin, astfel că nivelul colesterolului crește și atunci inima poate avea de suferit în condițiile unei diete necorespunzătoare. Ce avem de făcut? Aflăm chiar acum. Specialiștii avertizează că cei cu boli cardiovasculare ar trebui să fie precauți în sezonul rece, evitând astfel eventuale complicații ce pot apărea. Acum iarna, inima poate avea de suferit? Evident că iarna, în timpul sezonului rece, inima are de suferit din cauza frigului. Această temperatură scăzută produce o vasoconstricție la nivelul tuturor arterelor din organism și mai ales la nivelul arterelor inimii. De aceea, în timpul iernii, se produc mai multe accidente vasculare de genul infarctului sau accidentului vascular cerebral. Câteva sfaturi pentru cei cu afecțiuni cardiovasculare? Să evite frigul și diferențele mari de temperatură, care poate să ducă la o creștere a tensiunii arteriale și de aici a complicațiilor. Să ne ferim de virozele respiratorii, întrucât orice răceală la un pacient cardiac poate să îl decompenseze. De asemenea, pe perioada sezonului rece, este bine să facem un control la medicul cardiolog care ne supraveghează pentru o eventuală ajustare a medicației, dacă aceasta este necesară. Dacă răcim, trebuie să avem grijă, întrucât aceste medicamente pentru răceală pot produce hipertensiune arterială sau ne pot crește ritmul cardiac și de aceea trebuie să luăm legătura cu medicul curant. Un alt sfat foarte important este să evite creșterea în greutate, deoarece acum, pe timpul iernii, toată lumea mănâncă un pic mai mult, ceea ce se traduce printr-un colesterol mai mare, un plus de kilograme, care iarăși crește riscul de afecțiuni cardiace. Dieta poate influența sănătatea inimii acum iarna? Da. Colesterolul reprezintă un factor cheie în bolile cardiovasculare. El este sintetizat preponderent în ficat, dar, bineînțeles, cu o mare parte e important regimul alimentar pentru colesterol. Trebuie să le evităm: carnea de porc, de miel, gălbenușul de ou, tipurile fast food, semiprocesate. Sistemul imunitar lucrează mult mai mult iarna decât în alte anotimpuri, de aceea crește necesarul de fructe și legume. Trebuie consumate din abundență pentru a suplini un necesar de anumite vitamine pentru sistemul cardiovascular. Vitamina E, care ajută la fluidificarea sângelui, o regăsim în uleiurile vegetale, cum ar fi uleiul de măslin, de soia, de floarea soarelui. Vitamina C, un puternic antioxidant, îl regăsim în diverse citrice, fructe de păduri. Pentru sănătatea inimii este importantă și activitatea fizică regulată, dar de menționat că va fi cerut acceptul medicului, pentru că cel mai probabil va fi nevoie de un test de efort care ne va permite să știm pentru acel pacient cât efort are voie în funcție de patologia cardiacă pe care o are. Acestea au fost câteva sfaturi utile de care ar trebui să ținem cont cu toți acum iarna și în mod special cei care au afecțiuni cardiovasculare. Cam atât pentru astăzi. Zi minunată să aveți și săptămână bună. Da, mulțumim. Și sperăm că se mai încălzește un pic, să ne fie ceva mai bine. Discuții despre vreme. Na, dacă e prea cald, cei cu afecțiuni cardiovasculare sunt... Iarăși au de suferit. Așa, dacă e frig, evident, au de suferit. Da, luați cu antioxidanți, luați cu ăștia cu radicalii liberi, luați cu... Dar sfatul nostru prietenesc este să nu mai beți.